În acest weekend am avut și un inginer foarte bun care m-a ajutat și mi-a recomandat o setare. Pentru calificare am schimbat, am pus setarea nouă și am fost surprins de cât de bine, în cât de bine s-a schimbat mașina. Te refer la Marrakech. La Marrakech, da. Dovadă că ai obținut un loc 3 în calificări, nu? Da, am avut un loc 3 în antrenamente libere de vineri, un loc 6 în calificări și a fost un weekend foarte bun și tot timpul timp de top 5 în curse. Din păcate ai avut foarte mare ghinion în cele două curse, pentru da. Că te-a lăsat mașina. Da, se mai întâmplă. Nu este un sport în care depinzi numai pe mușchii tăi, mai este și mașina. Cedează, ce-i drept. Și în prima cursă ce ți-a cedat? Cutia de viteză? Da, în prima cursă am avut problemă cu comanda electronică a cutiei de viteze, cu modulul de comandă al acesteia. O valvă a rămas blocată și nu am mai putut schimba vitezele. Făcut primele 7 ture, avansasem, eram pe poziția 5-a în acel moment. Da. Dacă aș fi terminat cursa, cred că puteam veni chiar pe podium. Pilotul care era în spatele meu a terminat pe podium, deci... Da, aveai toate șansele. Aveam în a doua șanse. Cursă te-a lăsat motorul. Nu, în a doua cursă, iarăși o problemă de natură electronică, de data aceasta sistemul de control al motorului a cedat pe grilă. Display-ul de pe volan s-a aprins ca un pom de Crăciun și nu am mai avut ce face. M-au tras la boxe, s-au chinuit să repunească motorul, până nu a venit motoristul oficial să reseteze toată centralina, nu am putut porni mașina. Deja era tardiv, era clar. Da. Am decis să ies însă în cursă, eram totuși cu două ture în urmă, am vrut să-mi fac cursa, să exersez depășiri, luptă roată la roată, m-am pregătit pentru Monza într-un final. Pentru că Monza urmează, peste 3 săptămâni. Monza este următoarea etapă. Un circuit de viteză. Cel mai de viteză circuit din Europa. Așa este. Apropo de viteză, spune-mi câteva caracteristici ale mașinii pe care o pilotezi. Ce cilindre are, ce putere, ce viteză de vârf atingi. Trebuie să menționez mai întâi că toate mașinile sunt aceleași pentru toți piloții. Toți avem același șasiu și același motor. Șasiul este făcut de Williams Formula 1, deci e un șasiu foarte bine pus la punct. Am avut parte de un accident foarte urât în această cursă și am văzut că pilotul a scăpat teapăr. A ieșit din mașină fără nicio problemă. Motoarele sunt de 1.8 litri, 420 de cai și pe overboost, avem și o opțiune de overboost, ajunge și la 480 de cai putere. Dar pentru o perioadă scurtă. Pentru o perioadă de 6 secunde, ce-i drept. Și avem voie să folosim... supraalimentare, bănuiesc că nu de combustibil sau de aer? Nu, de aer. De aer, nu? Da. Adică... Fiind motor turbo, se mărește presiunea în turbină și bagă mai mult aer. Asta e bună pentru depășiri. Este foarte bună pentru depășiri. Numai așa cred că poți depăși. Ai și tu întrebări, Ancuța, că vezi că ești fascinată. Eu sunt absolut fascinată. Sunt fascinată de modestia ta, pentru că tu ești un tânăr care a câștigat cam tot ce s-a putut câștiga. La karting ea era pe toți, după aceea în cele două formule în care ai participat până acum, iarăși ai obținut locuri ok. Cum e acum în Formula 2? Ce ți-ai propus pentru sezonul acesta? Mi-am propus să termin top 5 campionatul. Momentan e un pic mai greu, n-am acumulat niciun punct, din păcate, la ultima etapă. M-am îndepărtat de locurile fruntașe. Ocupi locul 13. Da, locul 13. Dar sper să refac această diferență. Există vreo diferență de punctare între Formula 1 și Formula 2? Nu. Deci, acum este exact același punctaj ca în Formula 1. Respectiv cel nou, nu? Da, cel nou. E foarte bine așa, că ai timp să te obișnuiești. Nu, ideea este că dacă ajungi să... te clasezi în cele 10 locuri. Primele 10 câte 6 curse, 7 curse rămase. Dacă te reușești să prinzi locuri fruntașe, oricum, sau poate chiar un loc 1, te apropii foarte mult de. Da, clar. Asta este și obiectivul acum la Monza, vreau să împing mai tare, vreau să termin obligatoriu pe podium. Bravo, îmi place că ești hotărât. Spune-mi ceva despre competitorii tăi. Sunt buni, sunt valoroși? Este un campionat de nivel mondial, toată lumea a venit aici. Cei drept ne-am întâlnit foarte mulți piloți pe care ne știm din campionatele mai mici.
Este și o familie, așa, ne înțelegem foarte bine. Nu există rivalitatea care există în Formula 1? Acea rivalitate există numai când ieșim pe pistă. Când suntem la boxe, suntem toți prieteni. Uh-huh. Râdem, glumim. Tu câți ani ai, Beu? 21. Mulți înainte. Există și piloți mai în vârstă decât tine? Da, avem un, avem chiar un actor care concurează, un actor din India. Are 38 de ani. Probabil că în câteva filme de la Bollywood poate să susțină singur echipa. Mă gândesc. Și cel mai tânăr? Cel mai tânăr are 18 ani. Uh-huh. Sunt mai mulți piloți de această există, vârstă. Există vreun lider în momentul ăsta? Adică lider nu în sensul de clasament provizoriu, ci un pilot care să aibă șanse reale de a câștiga competiția? Sau deocamdată... Toată lumea are încă șanse să câștige campionatul. Încă punctajele sunt încă aproape și nu poți să zicești nimica. În ceea ce vește regulamentele, sunt comparabile cu Formula 1, adică se aplică sau mai sunt și alte lucruri ce le diferențiază față de Formula 1? Eu te întreb lucrurile astea pentru că telespectatorii și, mă rog, și eu sunt familiarizat cu regulamentele din Formula 1. Și atunci de asta cunoaștem mai puține lucruri despre Formula 2. Da, da. Având în vedere că este un campionat organizat de FIA, sunt aproape aceleași reguli ca în Formula 1. Și majoritatea cazurilor, mai toate campionatele de nivel mondial au reguli asemănătoare. Deci tot ce se aplică în Formula 1 se poate aplica și în Formula 2. Tu pleci la Monza, unde în 1999 a început toată povestea aceasta pe care tu o trăiești în momentul de față. În 99 ai fost cu familia și ai văzut o cursă acolo, corect? Da, da, acolo a început totul la Monza. Chiar și acum, când intrăm în circuite... Aveai vreo 10 ani, nu? Aveam 10 ani atunci, da. Când intrăm în circuite, ce pe lângă copacul la care am stat prima oară, să ne uităm în jur și tot timpul ne aducem aminte cu bucurie. A fost un copac norocos. Poți să-l mai salut din când în când, când treci pe acolo, da. Să-i zici mersi. Cum reușești să ții pasul cu alți piloți din alte țări cu tradiție în motorsport? Cu alte condiții de pregătire. Pentru că, ok, tu te duci la Monza, da? Și te duci cu ceva timp înainte și începi sesiunea de teste, antrenamente și așa mai departe. Dar până atunci în România nu ai niciun fel de condiții de antrenament. Mă antrenez mai fizic. Atât poți să fac acasă. Da, da. Pe circuit nu pot să mă antrenez. Oricum în Formula 2 testele sunt limitate și având în vedere că este o singură echipă care gestionează toate mașinile, nu ai cum să te dai extra. Mm-hmm. Deci rămâne numai antrenamentul fizic pe care poți să-l faci oricând. Campionate minore, da, te puteai antrena când vrei, închiriai un circuit și te dădeai, dar aici nu mai merge. Unde ai putea să te antrenezi cel mai aproape de țară? Cele mai apropiate circuite de noi sunt cele din Ungaria. Ungaria. E scump să beneficiezi de, nu știu, închirierea unui circuit? Da, închirierea unui circuit este foarte scumpă. Da, dar ungurii, vecinii noștri, au vreo 4 circuite, aflam de la Beu, în afară de Ungaroring, probabil mai există alte 3 cu care... Mai au 3 circuite mai mici. Și atunci te întreb de ce unii pot și alții nu. Asta este. Să sperăm că se va face și la noi un circuit. Da. Monța peste 3 săptămâni. Mi-aș dori foarte tare să ne revedem după Monța. Și să vii cu un trofeu. Știi, primești un trofeu, nu? Da, cupa. Așa. Tare mi-aș dori să văd și eu cum arată un trofeu de Formula 2.